Pentru dezvoltarea urechii muzicale este foarte important să descoperim sunetul audiat. Astfel, atunci când audiem un fragment muzical, să reușim cu ușurință să-l descoperim pe clapele pianului. Cui mi-ar plăcea să audă un fragment muzical și să-l descopere imediat pe clapele pianului? Însă, până să ajungem la fragmente muzicale, vom face un joculeț de antrenament prin descoperirea câtorva note muzicale. Joculețul de astăzi este structurat în două etape. În etapa întâi, va trebui să descoperiți sunetul audiat din cele trei variante propuse. În cea de-a doua etapă, va trebui să descoperiți două sunete din mai multe variante propuse. Mare atenție însă la exemplul propus! Mai întâi audiem exemplul muzical. Haideți să apăsăm clapele propuse pentru a ne da seama care ar putea fi varianta corectă. Dacă nu ne amintim varianta de la care am plecat, putem oricând să o reascultăm. Comparând sunetul cu nota mi, în mod clar nu rezultă aceeași notă. Să ascultăm sonoritatea notei sol în comparație cu exemplul propus. Acesta este răspunsul! Vom face un alt exemplu. Pasul numărul 1. Ascultăm sunetul propus. Verificăm sonoritatea clapelor roșii. Iar acum comparăm fiecare sunet cu exemplul propus. Este nota la. Să trecem la varianta următoare, în care va trebui să descoperim două sunete din mai multe variante propuse. Să ascultăm exemplul. Pentru acest exercițiu vom lua fiecare variantă în parte și o vom compara cu cea inițială. Prima variantă este reprezentată de notele sol și si bemol. În mod cert, notele pe care noi le căutăm sunt mai înalte. Să trecem la cea de-a doua variantă. Do și fa. Suntem pe aproape. Dacă ați fost atenți, primul sunet este corect. Cel de-al doilea însă nu coincide cu exemplul inițial. Trecem la cea de-a treia variantă. Do, mi bemol. Aceasta este varianta corectă! Aici aveți un exercițiu interactiv pe care va trebui să-l realizați singuri, după exemplul prezentat astăzi. Succes!